Salut! Astăzi revin cu a treia și ultima parte a listei cu cele mai bune seriale turcești lansate în anul 2021. Dacă ai ratat primele două episoade, le poți găsi accesând sugestiile din colțul din dreapta de sus sau făcând click pe link-urile din descrierea acestui video. Ca și în cazul serialelor prezentate anterior, toate producțiile despre care voi vorbi acum sunt traduse în limba română și pot fi găsite pe internet. De asemenea, te invităm pe canalul nostru unde vei găsi mai multe clasamente cu serialele turcești și nu numai. Deci, hai să începem! Jocul destinului. Femeile din familia lui Ada niciodată nu au avut noroc cu bărbați. Aceștia fie erau niște șarlatani, fie părăseau iubitele chiar în ziua nunții, sau și mai rău, mureau la scurt timp după frumosul eveniment. Însă Ada și-a promis că în cazul său totul va fi altfel. Întâlnindu-l pe Riuzgar, iubirea vieții sale, tânăra era convinsă că nu va repeta destinul trist al neamului său și va face totul, dar Riuzgar mereu va fi lângă dânsa. Totuși, îndrăgostită cum este, Ada nu vede că iubitul doar o folosește în scopurile sale și în timp ce tânăra este nevoită să lepede universitatea și să se apuce de orice muncă pentru a-l întreține pe Riuzgar, acesta fără pic de rușine își continuă facultatea și încet încet își croiește un drum spre o viață mai bună, cât mai departe de Ada. Însă într-o zi, dorind să-i facă o surpriză și venind pe neașteptate, Ada îl vede pe iubitul său în brațele altei femei. Acum zdrobită de această descoperire, tânăra va avea de făcut o alegere complicată. Fie el recucerește pe Riuzgar sau se resemnează și repetă soarta tristă a femeilor din familia sa. 3 bănuți. Viața veselă și colorată din cartierul romilor este zguduită până la temelii. Unul după altul, mai mulți membri ai comunității sunt găsiți fără suflare. Alegerea victimelor pare a fi una la întâmplare și nimeni nu se mai simte în siguranță. Ca să sfideze comunitatea îngrijorată, asasinul lasă pe corpurile celor omorâți o carte de vizită, 3 monede. Și deși este clar că acești bănuți sunt lăsați intenționat, nimeni nu este în stare să descifreze acest mesaj macabru. Pentru investigații în cartier sosește Efe, un polițist tânăr și devotat, care este convins că omorurile sunt niște reglări de conturi între grupările implicate în jocurile de noroc clandestine. Primul învizor nimerește Cartal, capul unei familii influente cu un caracter insuportabil și multe antecedente penale. Însă sunt probe că acesta nu este implicat în crimele săvârșite, ba mai mult, victimele au fost persoane apropiate lui Cartal. Acum cei doi reprezentanți a două lumi diferite vor fi nevoiți să ignore prejudecățile și să uite toate neînțelegerile și împreună să oprească măcelul din cartier. Rețeta dragostei. Cerul a căzut peste firat atunci când logodnica sa l-a părăsit chiar în ziua nunții și parcă această lovitură nu ar fi de ajuns. Fosta mireasă apare la un show televizat și îl acuză pe firat că acesta nu ar fi suficient de grijuliu cu dânsa și doar el se face vinovat că ea l-a părăsit. Pentru a răni și mai tare mirele ghinionist, moderatorul emisiunii, renumitul Dr. Dragoste, face niște comentarii jignitoare care pur și simplu nebunesc pe firat. Umilit în fața tuturor, tânărul promite că se va răzbuna pe doctorul Guraliv. Dar ce soluție ar fi mai bună decât să o cucerească pe Nas, iubita doctorului? Și deși la prima vedere ar fi ceva aproape imposibil, soarta îi surâde lui firat. Fiind un bucătar talentat, acesta se angajează la restaurantul lui Nas. Și dacă la început pare că totul se aranjează cât se poate de bine și doctorul curând va primi o lovitură fatală, nu totul este chiar așa de simplu. Fiind o domnișoară sofisticată și ordonată, Nas deloc nu este încântată de noul său bucătar, care, ca să-i facă în ciudă, ignoră toate regulile din restaurant. Totuși ceva o atrage spre acest tânăr, rebel și creativ. Dar relația dintre cei doi curând devine extrem de încurcată și imprevizibilă. Procesul. Procurorul Ilgaz Kaya are o reputație impecabilă. Onest și dedicat meseriei, în scurt timp a devenit unul din cei mai influenți procurori din oraș. Unde să mai pui că tatăl său, domnul Metek, este un șef de poliție stimat și apreciat de toată lumea.
Totuși, nu există pădure fără uscături. Cinar, fratele mai mic al lui Ilgaz, este un mincinos și aventurier incurabil, ceea ce strică mult imaginea familiei exemplare. Și dacă până acum faptele lui Cinar balansau între legal și nu prea, se întâmplă ceva cu totul îngrozitor. În unul din tomberoanele de la marginea orașului este găsit corpul unei tinere, dar toate probele descoperite indică spre Cinar. Și chiar dacă tânărul este stupefiat de această descoperire și tot repetă că el nu este implicat în această crimă odioasă, anchetatorii sunt convinși că el este asasinul. Acum familia Caia este pusă la grea încercare, dar stimatul procuror Ilgaz va fi nevoit să aleagă dintre datoria sa profesională și obiectiv să analizeze dosarul fratelui, care deja au scos la iveală multe informații controversate despre familia Caia, sau să-l creadă pe cuvânt și să concentreze toate eforturile pentru a demonstra că Cinar nu este asasinul. Nevinovăție. Ela este stagiară la un holding internațional. Optimistă și ambițioasă, tânăra atrage atenția lui Ilker, șeful întreprinderii, dar nici ela nu rămâne indiferentă la atenția lui Ilker. Și se pare că pe niciunul din ei nu-l deranjează faptul că bărbatul este cu 16 ani mai în vârstă decât frumoasa stagiară. Însă părinții cuplului nu împart aspirațiile celor doi. Pe de o parte este mama tinerii încrezută că pentru bogatul și influentul Ilker, fica sa este doar o aventură de scurtă durată, în timp ce părinții lui Ilker deja i-au și găsit o soție potrivită. Situația se complică și mai mult atunci când ela, bătută până aproape de moarte, este găsită pe marginea drumului. Mama sa este convinsă că astfel familia lui Ilker a încercat să scape de tânăra care le strică planurile. În același timp, purtarea stranie a lui Ilker ridică și mai multe semne de întrebare. Și părinții tinerii încep o luptă nedreaptă și dificilă pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu ăla și a atrage vinovații la răspundere. Cam atât pentru azi. Mulțumesc că ai urmărit acest video până la sfârșit. Dă un like dacă ți-a plăcut informația prezentată și abonează-te pe acest canal dacă încă nu ai făcut. De asemenea, ne poți lăsa impresiile tale despre serialele prezentate. Deja le-ai văzut sau nu? Ți-au plăcut sau nu prea? Ce serial interesant am ratat, dar lumea trebuie să afle despre el? Nu ezita, lasă părerea ta în comentarii și ne auzim în videoul următor.